Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeul lui Israel, minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Am pomenit acest verset al profetului David, pentru că deși Evanghelia de astăzi este a chemării primilor apostoli, și veți vedea pe parcursul ciclului evanghelic, pescuirea minunată când din oamenii face, din pescari de pești îi face pescari de oameni, și apoi chemarea celor 12 apostoli la lucrarea de misiune a creștinării lumii și a răspândirii Evangheliei. Dar mai înainte de toate, biserica a rânduit ca prin hotărâre sinodală să se sărbătorească o duminică specială a sfinților locali din Biserica Ortodoxă Română. Și astăzi noi numim această duminică Duminica tuturor sfinților români. Bineînțeles că vorbind de sfinții români, n-o să ne referim la Sfânta Cuvioasa Parascheva, care vine din Bulgaria. N-o să ne referim la Sfânta Cuvioasa Filoftea, care vine tot din Bulgaria. N-o să ne referim la Sfântul Dimitri Basarabov, care vine tot din Bulgaria. Ce-or fi căutat ei din pământ bulgar, din Balcani, la noi în România? Aici și-au găsit liniștea. Și știm prea bine, deci, modul și felul în care au ajuns fiecare în locurile lor ocrotitori, sau Ioan cel Nou venind din Trapezunda, dar tot partea de jos undeva unei teritoriu rusesc de astăzi. De ce vreau să vă amintesc lucrul acesta? Trebuie să țineți minte trei lucruri. Termenul de sfânt și sfințenie îl dă doar Duhul Sfânt. Dacă vom raporta, așa cum am început și duminica trecută, să vă prezint niște lucruri, la ceea ce numim noi astăzi sfințenie, și eu am să mă bazez astăzi și am să încerc să vă vorbesc despre falsa sfințenie. De ce vreau să vă vorbesc despre falsa sfințenie? Pentru că societatea pervertindu-se, valorile răsturnându-se, mintea omului răsucindu-se și lucrurile răstălmăcindu-se, și cum să obțin aceste lucruri? Prin metoda calculatorului, cibernetică. Deci, algebra, matematica arială, matematica asta obișnuită, deci toate pot să facă formule și calcule. Deci ați văzut ce înseamnă o integrală, o derivată, un polinom, un logaritm. Deci te fac să faci pe baza unei formule un exercițiu care este egal la final și care sunt cu matematică, știți, cu zero. De ce lucrul ăsta? Pentru că este un exercițiu nonsens. Ei, același lucru se întâmplă și în zilele noastre, în momentul în care unii din creștini, poate și noi, poate și eu personal, confundăm starea absolută de sfințenie cu aparenta sfințenie. Și în general, dacă luăm mărturiile care le spune Sfânta Scriptură și învățătura dogmatică, ce calități trebuie să aibă un sfânt, noi știm următorul lucru despre un sfânt. Trebuie, în primul rând, să fie descoperit prin minune dumnezească. Ce înseamnă minune dumnezească? Un semn nefiresc făcut de mâna omului, un semn nefiresc știut de mâna omului și un semn nefiresc cunoscut lucrului de rând. Și am să vă prezint un lucru. Când Cuvioasa Parascheva a fost să fie descoperit trupul ei, o beată fată la 25 de ani, moartă de o durere de măsele, vă dați seama ce însemna să nu poți trata gura, care e mama tuturor infecțiilor și duce la moartea trupului, deci tot ce ține de infecție și septicemie. A murit la 25 de ani în post și în rugăciune, am stat vreo 5 ani în pustie Ierusalimă, a fost îngropată ca un om sărac undeva la marginea, ca o plajă, ca să spunem așa, un fel de mal cu nisip. Odată fiind un naufragiu și găsând cineva un om mort, l-a pus alături și l-a pus chiar peste locul sfinte, de asta din pronie divină. Ca noaptea sfânta să se arate sub formă de împărăteasă pe scaun cu cununele stele și să spună, luați hoitul ăsta puturos de aici.
afirmația unui ortodox din zilele noastre referitor la această minune. Păi cum să se strice cuvioasa Parascheva dacă a stat pe malul mării în apă sărată îngropată? S-a conservat. Deci vedeți concluzia în urma citirii Vieților Sfinților. Deci atât a putut deduce un ortodox modern al zilelor noastre. Dar n-a dedus că Sfânta s-a arătat unui oarecare creștin îmbunătățit de 3 ori și i-a spus: ia acest hoit după mine. Că i-a putea să stea să conserve în continuare acolo, nu deranja pe nimeni trupul ei la 2 metri sub pământ. Dar a fost pronia divină să se descopere aceste odoare și când a fost să vină în România, să vină un domn creștin de talia lui Vasile Lupu, să plătească datorii la poarta musulmană, v-am mai spus odată și vă amintesc, 200 de pungi de galbeni, în care în fiecare pungă existau 40 de galbeni de câte 3 grame de aur fiecare. Faceți un calcul și vedeți cât aur s-a dat pentru trupul cuvioasei Parascheva să fie o ocrotitoare a Moldovei. Și noi ne mai mirăm astăzi când ne uităm la vreme. Și a fost furtună, și a fost nenorocire, și a fost inundații. Unde? În Transilvania, în Muntenia și în sudul țării. Unde e credința multă. Deci cu cât sunt mai multe secte, cu cât sunt mai mulți necredincioși și Dumnezeu își trimite calamitatea, cu cât poporul mai prost, cum se spune, că așa se spune celor credincioși, că sunt proști, sunt fanatici, sunt întunecați la minte. Cu cât sunt mai simpli la minte și mai aproape de Dumnezeu, cu atâta și norul ăla cu gheață o ia pe alături. Ce zice? Asta e prost. Dacă îmi dau gheață în cap, prostește de tot. Ia să trec pe altă parte. Mă duc să cadă peste deștepți. Și au ocrotit Sfânta aceste locuri și meleaguri ale Moldovei, de aceea în opust spunem: bucură-te a Moldovei duhovnicească floare, bucură-te Parascheva mult folositoare, și mai este un termen mult milostiva cuvioasa Maica noastră Parascheva când pomim la opust. V-am dat așa o pildă ca idee. Mergând pe firul acestor descoperiri, deci primul semn ca să descoperi un sfânt este sfințenia lui, al doilea lucru prin care poți să-ți dai seama că un sfânt este sfânt, poate avea trupul neputrezit, și aici eu spun că ar trebui să ne mândrim din deplin cu cele două trupuri întregi neputrezite pe care Biserica Ortodoxă le are, români autentici, români de neam, români de rădăcină, Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, cel de la Crăiniceni Botoșani, care doarme și odihnește și veghează Valea Hozevei la Ierusalim, unde cei care merg în vizită îl văd frumos în raclă de cristal. Și să știți că e un sfânt extraordinar, adică simți atâta pace și bucurie, nu ai cum să nu-i simți lucrarea și harisma. Și acolo la fel, deci de ce spun că sfinții fac minuni, grecii, care sunt un neam de sfinți din rădăcina lor, au rădăcină direct din Hristos, ei sunt elita și spuma culturii sfințeniei. Deci mai sus ca grecii nu există pe fața pământului grad de sfințenie. Au spus: ce, românul ăsta care a mâncat cartofi, jerpelitul ăsta e sfânt? Și a murit primul patriarh, că n-a vrut să-i scoată trupul din mormânt. A venit al doilea patriarh și a spus: acoperiți-l ca să nu se vadă, și a murit și el. Și a venit și al treilea și a spus: ce, român sfânt? Și s-a îmbolnăvit și ăla și și-a dat seama că se joacă cu harul și cu puterea lui Dumnezeu. Și atunci l-au pus pe sfânt în raclă. I-au făcut raclă și ca să vedeți și evlavia babelor sfinte, ca să vedeți că este o comuniune între sfinți și creștinii bisericii, o doamnă evlavioasă i-a furat papucii și i-a făcut un fel de papuci noi frumoși din catifea cu broderie, cu cutare, iar papucii veche pe care îi purta Sfântul un fel de bocanci vechi de armată, i-a pus undeva într-un dulap la ea acasă. Și noaptea ieșa foc din dulap. A intrat spaima în ea și i s-a arătat Sfântul vis și a spus: să-mi dai papucii, că eu nu sunt domnișoară, să umblu cu papuci de catifea, să-i pui cei care i-am avut din pusnicie. Și a luat frumos papucii înapoi și i-a dus la racla Sfântului. Și care ați fost pe Valea Hozevei, ați văzut că Sfântul poartă în picioare niște papuci vechi, parcă ar fi, cum spunem noi la țară, tălpiși de aia de călcat, care mergi pe afară, s-au rupt și nu-i arunci de tot, mai mergi cu ei de colo până acolo ca să nu te murdărești. Așa, un fel de terfe, ca să spun așa.
Deci nu mai sunt uzuali, nu mai sunt folosibili, dar Sfântul cu aia stă în picioare nu în semn de mândrie sau de slavă de șartă, ci în semn de respect sau în semn de evlavie, că simplitatea nu stă în ce? Simplitatea nu stă în figurație. Deci nu există sfinți cu etichetă. Asta trebuie să înțelegem. Iar când a fost să se descopere Sfântul, trebuie să știți și lucrul acesta și de ce vreau să vă povestesc. Sunt lucruri simple sau banale, dar trebuie să aveți o idee în generală despre sfinți, că și azi la spovedit am auzit câteva babe care s-au dus la înainte văzători să li se dezlege viitorul. Deci trebuie să știți următorul lucru. Un prieten al Sfântului, care nu-l mai văzuse de vreo 20 de ani, nici nu știa că e viu sau mort, îi se arată Sfântul în vis și îi spune: să știi că am dorit de tine să vii să mă vezi. Asta știind că Sfântul Ioan e în Ierusalim, la Valea Hozevei, acolo la Biserica Sfântul Gheorghe, și că slujea acolo și făcea acolo nevoință, mai mă duc să-l văd. Când a ajuns acolo, a spus: dar pe ăsta-i mor de prin 1960, zice, nu mai trăiește. Și că da, dar măcar din evlave să-i aprind o lumânare la mormânt. Dar mormântul lui într-o peșteră unde s-a nevoit el. Ar nimic, merg până acolo. Când a mers acolo, cum e omul curios din fire, și cum cred că toți suntem curioși din fire, s-a gândit așa: băi, că la Ierusalim nu se îngroapă morții ca la noi. Pui 2 metri cub de pământ, mai pui 10 tone de ciment și o cruce. Și ați văzut, ca să arate românul că nu e ortodox convins, crucea nu este plină, e goală pe dinăuntru. De ce? Adică n-are sens. Nu. La cap se pune o cruce, semnul creștinesc al creștinătății. Din lemn, cum spune și Ioan Iacob în poezie, tocmai bună pentru el, citiți acolo cu omul care era nemulțumit, creștinul nemulțumit. A ferit pietrele alea de pe mormânt și a dat ușor un fel de scândurică, ca un pod, cum se spune la țară, la mormânt, deoparte. Și a văzut trupul întreg. Și atunci a anunțat în schitul respectiv, au venit mai mulți, au deschis mormântul, citiți și prin Viața Sfântului, și au văzut că Sfântul nu este putred și a rămas proslăvit. Și atunci, v-am spus, au început demersurile până a ajuns astăzi unde este în Biserica Hozeva. Un alt trup neputrezit, care la vremea și la timpul cuvenit, când va fi de cuvință și va sta în biserică, este Sfântul Ilie Lăcătușu, deci cel descoperit la București în cimitir, deci care l-au dat și cu soluții și cu, mă rog, toate chimicalele, că vă rog, mă, să vedeți să nu fie infect sau să nu fie ceva. Dacă e sfânt, nu se strică. Că e soare, că e ploaie, că e frică, că e căldură, orice lucru în contact cu aerul, cu atmosfera, prima reacție chimică din univers este oxidarea sau transformarea. Ei, iată, el stă acolo nemișcat și marea taină pe care puțin vor să o vadă sau puțin nu vor să o înțeleagă, este doar diferența pe care o constați în fotografie. Uneori cei care îl pozează apare cu ochii deschiși, uneori cei care îl pozează apare cu ochii închiși. Bănuiesc că nu se duce cel ce pozează și spunea să-i deschide ochii și de capac ca să iasă ochii deschiși. Nu. Deci e o taină a Sfântului prin care arată că comunicarea cu noi și cu cerul este făcută prin harul Duhului Sfânt. Nu stăm să clasificăm sfinții după sfințenia lor. Deci să ne iasă din cap nouă ortodoxilor creștini două lucruri importante. Și că, băi, asta nu e un sfânt mare. Eu aș putea să spun că sunt un sfânt mare cam 130 de kg. Dar n-ar putea unul mititel de 1,50 m să spună că e sfânt mare, că e mic. La Dumnezeu nu există așa ceva, fraților. La Dumnezeu, sfinții sunt egali. Fiecare în rândul treptei sale. Duminica trecută v-am spus. Cuvioșii, drepții, mărturisitorii, apostoli, ierarhii, pusnicii, dreptemătorii Dumnezeu, trăitorii în pustie și așa mai departe. Știți unde găsiți ordinea ierarhică a sfinților? În canonul către puterile cerești. Și voi, sfintelor femei, rugați-vă pentru noi păcătoși, și voi, drept trăitori în pustie, rugați-vă pentru noi păcătoși, și voi, temătorii de Dumnezeu. Deci acolo găsim ierarhia sfinților. Ei, la această ierarhie se adaugă proslăvirea cu trup întreg
Și aici trebuie să facem o diferență. Dacă partidul sau statul îți dă diplomă sau premiu pentru merite deosebite, Dumnezeu nu i-a proslăvit cu moaște pentru merite deosebite. Deci sfinții n-au știut vreodată că sunt sfinți sau când a murit a spus să mă îmbrac frumos pe mine peste 400 de ani mă dizgroapă. Nu. Sfinții au murit și s-au ascuns de lume și luăm o singură pildă banală. Undeva în Valea Lomului, undeva prin sudul Bulgariei, prin Basarabov, deci nu e vorba de Basarabul nostru aici de Murfa Traar, n-are nicio treabă, e peste Dunăre, Dumitru Basarabov, s-a pus termenul de Basarab pe vremea comuniștilor ca să nu se creadă, aveau ei interpretări că se face fil o legătură cu o altă biserică din altă țară, aveau niște fixuri. El era un păscător de văcuțe, era ciredarul satului, poate ați văzut la țară, oamenii caută pe cel mai prost din sat sau mai amărât sau fără servici sau fără femeie, fără copii și zice, băi, nu vrei să ne pași vacile că noi lunar îți plătim și fiecare dă 100 de lei pe lună. Iar ciredarul, dacă are 50 de vaci, are o anumită sumă pe care lunar o primește. Ei, acest ciredar Dumitru avea două calități. Era și evlavios, era și credincios, și temător de Dumnezeu și cu frică de Dumnezeu. Și păștea animalele cu atâta grijă încât tot satul a îndrăgit și n-ar fi vrut, că orice, la orice sat îți trebuie un prost, că dacă sunt toți deștepți, nu mai are cine să muncească. Dar el în evlavia lui, nu numai că stătea cu animalele, comunica tot timpul cu Dumnezeu, până ce la vremea și la timpul cuvenit, s-a gândit să se retragă undeva într-o peșteră, după cum spune în viața lui. Și acolo s-a nevoit cu chipul călugăresc frumos și a văzut de ale sale până ce s-a sfârșit, când a fost să moară. A venit în sat și a spus, vedeți că moare Sfântul Dumitru? Nu. S-a băgat între două lespezi de piatră, la urma urme poate chiar și un sarcofag săpat cu dalta, să nu-l știe nimeni, și a rămas acolo. Venind odată o apă mare și mutându-se albia unui râu, numai bine și pietrele respective au rămas sub albia râului. Și a stat Sfântul în apă, acolo în apa Lomului, vreo 300 și ceva de ani. Nimeni n-a mai știut de el. A murit Dumitru Ciredar, o alt ciredar la rând. Vacile merg înainte. Trebuie mulți să-și păscute. Nu contează cine e, cine nu e. Dar venind o altă apă mare, la vremea când Dumnezeu a vrut să-l proslăvească, a rupt malul râului respectiv și a despicat pietrele și a rămas trupul Sfântului la vedere. Aici e taina. Și atunci venind cineva bolnav și atingându-se, s-a făcut sănătos. Deci iată semnul vindecărilor sfinților. Noi mai întâlnim acum și sfinți, de ce v-am dat exemplul ăsta, care poate nu au trupul întreg, au numai oase proslăvite. Și vă recomand cu căldură ediția primă, nu știu dacă mai este sau s-a îmbunătățit, a Patericului Românesc de Ioanichie Bălan. Și citiți sfinții din secolul 14, 15, 16, 17, 18. Sunt sfinții despre care a cercetat foarte mult acest părinte Ioanichie Bălan, dar în tovărășie cu părintele Cleopa, care fiind ciobanul munților vreo 20 de ani la Sihăstria, 30 de ani, de la 17 ani până pe la 35 când a fost numit stareț, a cunoscut toți pusnicii pădurilor, a cunoscut toți pusnicii bordeilor, dar oameni cu greutate, dragă, nu pusnic cu telefon mobil, cu analize făcute la spital, cu tratament, cu Sfânta Liturghie pe casetofon, cu zacuscă în borcane, cu saltea și cu baterie de încărcat telefonul, cu parabolică. Nu e sfinți, dragă, e turiști. Sfinții sunt sfinți. Și acești pusnici îmbunătățiți i-au povestit părintelui Cleopa la vremea când era tânăr ce oameni și ce fel de nevoitori erau prin acei munți ai neamțului. Pentru că așa s-a născut Mavra de la Ceahlău, așa s-a născut Chiriac de la Bisericani, așa s-a născut Iosif de la Văratic,
Partenie și Rafael de la Agapea, se referă la Agapea din deal, nu la Agapea din vale. Aceea a fost plină de pusnici. Veneau pusnici și făceau noaptea liturghie la muntele scaunele. De ce era scaune? Era un fel de cioate unde ei se întâlneau și în mijloc era o sfântă masă de piatră unde făceau sfânta și dumnezeiasca liturghie în pustie și se împărtășeau și apoi se împrășteau în adâncul codrilor. Nu pusnici de ăștia cu etichetă, hai că mă duc la pusnic să mai îmi dea o veste și trebuie să-i duc o țuicuță bună sau să-i duc un pește bun sau să-i duc o pâine bună, nu așa. Aștia este turiști. Deci nu confundați turismul cu pusnicia. Pusnicul nu se arată la față. Pusnicul nu-ți dă adresa de e-mail. Pusnicul nu-ți dă numărul de cont. Când s-a întâlnit Teodul Varzare cu marele pusnic al Sihlei, Ioan, pusnicul Carpaților, cum îi spunea parcă Patericu, parcă așa ceva, Sfântul Carpaților sau pusnicul Carpaților. I-a zis, ți-am adus de mâncare câțiva pesmeți, câteva fructe uscate și puțină merinde de la Sihăstria. Nu, că n-am nevoie de mâncare. Păi și cu ce trăiești? Cu darul lui Dumnezeu. Păi și poți să postești atâtea zile? Și s-a pus pe o cioată și a început să-i spună acelui mare duhovnic, pentru că a fost cu adevărat un mare duhovnic, acest Teodul Varzare. Zice, știu că te duci în Sihăstria să te vezi cu părintele Cleopa, dar ai plecat cu treburi la vie, la Cotnari. Nu-l găsești acasă. Dar nu te du degeaba, că locul tău nu e în Sihăstria unde ai vrea să te retragi. Auzi, ăla se ducea cu o treabă în Sihăstria și ăla îi spunea ce are în minte. Că locul tău aici e să te nevoiești între maici să le mântuiești pe ele. Dar când te întoarce data viitoare să-mi aduci cerneală și hârtie. Și le-a pus într-un loc anume, crezând că pusnicul n-a mai venit. Și când deja el pleca îngândurat, băi, n-a venit pusnicul să le ia. El i-a apărut în pădure și i-a mulțumit. Și a spus, dar n-ai condeie, am suficiente bețe de brad și ace de pin, ca să scriu cu ele. Cine știe ce regulă avea pusnicul sau cum știa el să scrie. Și de ce lucrurile acestea? Acest soi de pusnici, știut și necunoscut nouă, că dacă vă duceți tot în patericul românesc, de ce vreau să vă fac azi ca o filă de pateric? Ca să faceți diferența între prostie și realitate. Stătea un preot foarte evlavios într-o parohie credincios care citea noaptea rugăciuni și se nevoia cu psaltirea și cu postul și deodată aude în geam. Du-te în pădure și împărtășește pe pusnică să săvârșește din viață. Ala a crezut că e o nălucire de la draci. S-a culcat din nou. Iar a venit la geam îngerul și a spus, du-te în cutare loc în pădure că moare pusnicul neîmpărtășit. Ăsta iar a luat-o ca de la draci și a treia oare a poruncit, dar vrei să-ți spun, de câte ori să spun că trebuie să te duci în cutare loc să-l împărtășești. Ei, ia-o tu de nebun, chiar un noaptea preot cu crucea sub soară, cu epitrafirul, cu sfintele la tine, de nebun prin pădure. S-a dus prin pădure unde i-a spus Duhul și la un moment dat, neștii în drum, a zis așa, ia-te după luminița, a auzit o voce, ia-te după luminița din fața ochilor. Și era o mică steluță călătoare care merge așa ca și cum ai avea tu un LED de ăla când ai pe perete cu laser. Și a ajuns într-o vale uscată de frunze, unde un trup uscat și galben, ca ceara de-abia și mai dădea sufletul, de-abia mai putea respira. L-a împărtășit, l-a lăsat acolo și deodată i-a trecut prin minte preotului, dar ia să mă întorc eu să pun un semn, să vin mâine ziua să văd eu despre ce-i vorba. Și ce credeți? Când s-a întors înapoi, nu mai era nici locul și nici pusnic. Deci sunt lucruri tăinuite de Dumnezeu. Deci astea sunt lucruri nefirești, nepricepute, neînțelese și neamestecate. Nu se amestecă falsul cu adevăratul, nu se amestecă profanul cu duhovnicescul, nu se amestecă desacralizarea cu sacralizarea. Am pus noi, nimeni nu contestă, lumina electrică în biserică, dar tot lumina necreată a Duhului Sfânt e cea care îl luminează pe om și îi deschide inima și mintea.
am pus noi căldura în biserică, dar tot căldura Duhului Sfânt îl înferbântă pe om în rugăciune. Asta duce la comoditate din biserică. Am pus noi prescura din făină albă, dar n-are gust împărtășania dacă Duhul Sfânt nu se coboară în ea și omul nu trăiește când o ia. Poți să-i dai cu vinul cel mai dulce până nu simte dulceața rugăciunii, ăla-i mort și nu trăiește. De ce vă spun lucrurile astea? Ca să faceți diferența între sfânt și sfințenie, între fals și adevărat. Mergem mai departe prin țara Moldovei și găsim un Daniel Sihastru de la Voroneț, o Teodora de la Sihla, asemenea lui Sfântul Ilie, care furau păsări, mâncare din mănăstirea Sestria, resturi de pâine de la tigaia cu coș, de unde s-aruncau resturile mănăstirii și îi duceam în pădure să mănânce. Și când s-au dus călugării noapte, au văzut săbile de foc la cer, cum se ruga. Ieroschidiaconul Hristofor, deci care umbla cu capul Sfântului în traistă și când a făcut liturghie în Siestria, s-a umplut toată biserica de mireasmă duhovnicească, s-a dus părintele Cleopa cu frații lui când era tânăr să însemne copacul unde au văzut bordeiul lui Hristofor Sihastru și când s-a dus cu starțul mănăstirii ca să-i arate locul, nu mai era nici copacul, nici bordeiul. Deci, alea tainele pe care Ortodoxia le proslăvește și le cinstește astăzi. E ușor să creezi mituri și sfinți. E greu să deslușești lucrarea harului sfintelor taine. E foarte ușor. Ați văzut cum ne dăm noi în ziua de astăzi, că trăim o epocă, ca să spun așa, a grandomaniei. Fiecare vrea să fie periat, să fie lăudat, să fie apreciat și vai, domnul doctor cu tare, domnul academician cu tare, domnul ministru cu tare, doamna cu tare, sora cu tare, da, drag. Și m-am uitat în urma mea, spune Ioan Damaschin, și am văzut oase goale și țărână. Care-i împăratul? Care-i bogatul? Care-i săracul? Care-i ostașul? Nimic. Vai, spune în rugăciunea de slobozire a sufletului de trup, vai câtă frică este trupului, sufletului când se desparte de trup. Și noi, deci care știm ce înseamnă moartea, că o vedem, la câte mormântări n-am participat, câți morți n-am văzut, câți bunici n-am îngropat, câte neamuri, câte rudenii, câți canceroși, câți oameni operați și morți. Pe aici ne intră moartea și de încoace ne iese. Am mers la mormântare, am ascultat predica preotului, am mâncat bine, am mai băut bine, am mers acasă și deja când trage clopotul ne mai interesăm unde mai pică încă o pomană. Hristos a îngăduit în lumea Harului ca în mormântarea să fie un semn solemn de propovăduirea mântuirii prin două elemente fundamentale. Unu, când a înviat-o pe fica lui Iair, erau de față cei ai casei. Și mulți ai casei sunt de față când un muribund îi se face Sfântul Maslu sau rugăciuni de dezlegare. Nu o prea învață multe, nici cei de casă și nici cei care sunt dezlegați. Am întâlnit caz când i-am citit și i-am zis, vă rog, dacă sunteți pe ultima sută de metri, măcar acum lăsați țigara. Și a spus, părinte, orice, dar asta nu poate, e ultima mângâiere. Și mă întreabă după moarte rudele, s-o fi mântuit? Sigur, Doamne, dar cum să nu se mântuiască? L-a pus Dumnezeu direct în stânga Sfintei Treimi. Cum să nu? A murit mângâindu-se. Deci până acolo duce iubirea de sine, până la a te mângâia pe tine însuți cu propria patimă. A murit fumând. Vă dați seama că va sta în rând cu mari făcători de minuni, cu Sfântul Nicolae, cu Sfântul Vasile, cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Sigur că acolo e locul lui. Și a zis, părinte, mă ironizați? Nu. Vă dau un citat din Sfânta Evanghelie. Nimic necurat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și cu asta am spus tot. Și dacă e vrăjitor, și dacă e curvar, dacă e bețiv, e de bețiv chiar scrie. Și dacă e destrăbălat, și dacă e pervers, și tot ce vrei. Dar am găsit un singur lucru. Sfinții sunt oamenii de casa lui Dumnezeu.
ce înseamnă omul de casa lui Dumnezeu? Toată lumea își pune întrebarea ce a vrut Apostolul Pavel să spună prin cuvântul omul de casa lui Dumnezeu. Vă spun eu ce înseamnă. Sfinții sunt cei care se leapădă de lume și îl slujesc pe Dumnezeu efectiv. Aia sunt oamenii de casa lui Dumnezeu. Deci când vorbești de chemarea la călugărie, vorbești de omul de casa lui Dumnezeu. Păi ne-a spus Hristos, casa Tatălui meu, casa de rugăciune se va chema. Sfinții sunt oameni de casa lui Dumnezeu. Dacă eu sunt de casa lui Dumnezeu, sunt om de biserică, am șansa să fiu sfânt? Am șansa să fiu sfânt. Și spune Apostolul Pavel mai departe, cine se încurcă cu treburile lumești fiind regător în oastea împăratului? Deci cine este acela care pornindu-se să fie omul de casa lui Dumnezeu, să zică, gata, ca spune Scriptura, dacă ai pus mâna pe plug înapoi să nu te întorci, sau dacă te întorci ești ca un câine la borătura sa. De ce? Ca să arăți că uitându-te înapoi te poți face stâncă de piatră ca femeia lui Lot. Accidentele sunt diverse. Și dacă cineva ar încerca să comenteze, pot să-i dau și pro-argument. Așa cum nu toți căsătoriții rămân împreună până la sfârșit și se divorțează și spun una, doua, așa, noua, așa, șaptea oară, așa și călugării pot cădea din har, adică cei chemați pentru lepădarea de sine, și să-și piardă o vreme cărarea și reperul până ce-l găsesc sau îl caută în continuare. Deci nu scrie nicăieri că dacă n-ai avut chemare de călugărie, ai chemare de căsătorie. Vine Sfântul Vasile cel Mare și spune așa, cine e bun de căsătorie, bun și de călugărie. Și cine e bun de gospodărie, bun și de mănăstire. Deci dacă ești coadă de câine în societate, la fel vei fi și în mănăstire. Și dacă ești gospodar în societate, la fel ești în mănăstire. Deci nu se pune problema că lasă-l, ăsta-i strâmb prost și chiar las ducă la mănăstire. Nu, mănăstirea nu e un spital de nebuni și de oligofreni. În mănăstire trebuie să ai cele mai sacre elemente. Bărbatul cel mai drept, cel mai frumos, cel mai sănătos, cel mai deștept și cel mai valoros. De ce? Pentru că este armata lui Hristos. Așa cum face prescornița prescuri frumoase din care faci Sfânta Liturghie, așa trebuie să-și dea mamele slujitorii adevărați pentru Sfintele Altare. Sfinții n-au fost fătați de vacă, ci de mame. Nu există vreun sfânt care a apărut așa din senin, s-a dat din inel ca la prințesa Arabela și gata, avem sfântul în față. Nu! E copilul lui Maria, e copilul lui Ileana, e copilul lui Vasile, e copilul lui Ion, e copilul lui Marin sau cui este el. Și acela, dedicându-se lui Dumnezeu, om de casa lui Dumnezeu, este slujitorul altarului strămoș. Și în final, spune citatul, așa, și cetățeni ai Raiului. Deci, vedeți? Sfinții sunt oameni de casa lui Dumnezeu și în final, în partea a doua, ce? Cetățeni ai Raiului. Dar ca să fii cetățean al Raiului, trebuie să îndeplinești condițiile cu care am început predica. Adică, să poți să faci minuni, să poți să fii serios, să poți să fii ordonat, să poți să fii vrednic, să poți fi un bun slujitor. Păi cum poți să vorbești tu de un bun creștin când fuge de Sfânta Liturghie? Cum poți vorbești de un bun creștin când fuge de Sfânta Împărtășanie? Și știi ce spune? Nu, băi, dați-mă gheazmare că eu nu mă pot lăsa de fumat. Băi, dar tu zic, între țigară și Hristos alegi țigara? Părinte, deocamdată iau o gheazmă mare, nu risc eu să pățesc ceva. Ba din contra, știind că Hristos poate fi luat și tu îl refuzi, tocmai de-aia îi să pățești. Tocmai de-aia îi să fii pedepsit, că cunoști legea și o calci. Și în final, ultima treaptă a Sfinților, cum v-am spus, unii cu trupul, alții cu osemintele proslăvite, iar aceste oseminte la rândul lor pot fi binefăcătoare, izbăvitoare de boli și neputințe, de aceea mergem și ne închinăm pe la Sfintele Moaște, și izvorătoare de mir. Ați înțeles? Ca să știți lucrurile acestea. Acest semn al izvorârii de mir, în taină, nu la vedere, că dacă încep să chem televiziunea, să pună botul la cameră, pe picătura de mir și să citească acolo Duhul Sfânt și să vadă Sfânta Treimii, portării, reclamă, nu există așa ceva. S-au dus rușii în cimitir la mănăstirea Valam și au început să smulgă, nu rușii, comuniști, nu acum, și au început să smulgă crucile la mari stareți, cu buldozerul și cu tractorul și cu șufa. Și când s-au dus la Antipa de la Calapodeș, români de-a nostru, de la, mai din jos de Bacău,
Când au prins piatra aia mare cu crucea să o smulgă, ce era? O grămadă de oase într-o baltă mare de mine. A înghețat și tractoristul, și comunistul, și secretarul. Au pus piatra la loc și au tăcut cum tace mielul și au dispărut. De ce? Harul Duhului Sfânt îi apără pe Sfinți, nu noi îi apărăm pe Sfinți. Sfinții nu au nevoie de reclama noastră, Sfinții nu au nevoie de protecția noastră, Sfinții nu au nevoie de rugăciunile noastre, Sfinții nu au nevoie de, hai să spun pe românește, să-i punem noi într-o raclă de argint și să-i tămâiem. Nu, i-a tămâiat Duhul Sfânt când au devenit nestricăcioși. Noi doar îi venerăm, îi cinstim și le cerem ajutorul. Și ultima categorie de sfinți, care din totdeauna am pomenit-o și vă pomenesc, este aceasta. Și să o știți bine. Mamele, tații, frații, surorile, bunicii, străbunicii, bătrânii, cunoscuții, necunoscuții, morți prin războaie, morți în închisori. Vedeți, ei tot se chinuie de multă vreme și auzi tot felul de murmure și spune, vai, nimeni nu i-a canonizat pe sfinții din închisorile comuniste. I-a canonizat Dumnezeu de când au pătimit. Dacă era să nu fie canonizați, după 50 de ani de comunism nici nu s-auzea despre dânsii. Dar după 50 de ani de comunism, când a venit libertatea credinței, odată cu marea tâmpenilor contemporane, oamenii și-au adus aminte de ei ca și cum ar fi trăit ieri. Eu, dacă mă duc la o femeie și întreb cum o chema pe bunica, părinte, eram copil, nu mai țin minte. Mă duc la altă persoană și pe bunic tu cum l-a chemat? Părinte, nu știu, mor de peste 30 de ani, nu l-a mai pomenit nimeni, nu țiu minte, nici nu știu unde-i mormântul. Cum a rânduit Duhul Sfânt? Cum a rânduit Duhul Sfânt ca după 50 de ani de comunism să le găsești gropile, să le găsești trupurile, să le găsești osemintele? Spunea, nu știu cât e de adevărat sau nu, că ai izvorât și mir din anumite oseminte, din acelea de la Aiud. Dar de ce vă spun lucrurile astea? Dumnezeu îi proslăvește, n-are nevoie de munca noastră. Trebuie să facem noi reportaje și articole. Dumnezeu îi scoate. Uite, o pildă simplă. Și voi n-ați trăit-o, dar ea există. Unii au prins-o, unii o cunosc. Dar tineretul n-are de unde să o știe. Era în plin secol comunism, în 88 sau 86. Era în plin comunism. Și s-au dus babele la priveghere la Mănăstirea Neamțului, când veneau mii de oameni. Voi habar n-aveți ce însemna un hram al Mănăstirii Neamț pe timpul lui Ceaușescu. Acum lumea de când e liberă e proastă și tâmpită de tot. Deci pe vremea lui Ceaușescu erau rute întregi de oameni, autocare întregi, trenuri întregi. Mergeau oamenii, călăreau toți munții aia Neamțului. Secu, Sihla, Siestria, Agapea, Văratec, Bisericani, toate, Bistrița, Horaița, toate erau pline de oameni. Iar la Mănăstirea Neamț spuneai că este adunare populară, spuneai că se adună țara. Era cel mai mare hram rămas și pomenit și de Sadoveanu din vremea lui Ștefan cel Mare. Dar în plin hram, deci astăzi suntem în ajunul privegherii și trebuie să ascultăm vecernia, au văzut oamenii că tot se strică trotuarul și se înflăcează. S-a spart o conductă de apă, au luat pietre la pământ, au pus pietre la loc, pietrele iar s-au umflat. Iar au crezut că e o conductă, iar au săpat. Bineînțeles, cine era primii binoclați acolo? Comuniștii, securiști, care pândeau terenul. Să vadă ce om a venit, ce vorbește, cu cine se adună, ce părere au, ce impresie, așa? Și iar s-a umflat trotuarul ăla și s-a făcut ca o grămadă. Și bineînțeles că să pând, să vadă ce s-a întâmplat, dau de oasele unui mort o seminte. Frumoasă, galbene, mirositoare, curate, le adună, le pune în raclă și după ce pune pământul la loc, trotuarul stă cu minte. Ca astăzi, când intrați în Mănăstirea Neamțu, să vă închinați unui sfânt necunoscut, fără nume, că așa se scrie, sfântul necunoscut, ei le atribuie lui Paisie Velișcovski, dar au fost prea deștepți rușii la plecare din România să nu-și ia trupul sfântului la ei, asta e doar părerea noastră.
A fost prea mare cărturar al Coltavei, acest Petru. A fost prea mare om de rugăciune ca să-l lase în pământul românesc. Cine știe unde și are osemintele și cine le proslăvește și unde sunt, în ce biserică stau închise. Cum stau și ale Sfintei Teodora de la Sihla, luate de generalul Chiselev. Comuniștii, bineînțeles că s-au holbat și s-au speriat. Trebuiau să spargă minunea și venea la oameni și spunea, pleacă că îți dau amendă, pleacă că te închid, pleacă că te-nțeleg. Da, du-te la dracu, aici a fost Sfântul. Și băteau babele metanii și ștergeau cu prosopul și cu hainele și cu batistele și cu baticele și cu poalele și să se atingă, să se sfințească. Și n-a putut nimeni opri puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Vedeți? Aceasta este sfințenia adevărată. Trebuie să avem grijă să nu cădem în extrema cealaltă a falsei sfințenii, când, fără jenă, și pot să mă includ în această, dacă vreți, condică despre care voi vorbi, nu mai căutați minuni pe la tot felul de preoți înainte văzători, pe la tot felul de făcători de minuni și pe la tot felul de oameni care mișcă, suflă și trăiesc și o fac pe sfinții. Toți suntem păcătoși, profetul David a spus. Păcatul meu îl cunosc și înaintea mea este pururea. Cine spune că este fără de păcat, mincinos este. Hristos a spus, eu sunt fără de păcat, pentru că era Fiul lui Dumnezeu. N-avea cum să păcătuiască, era în ascultare de sfârșită. Noi oamenii dormim, mâncăm, urâm, pizmuim, ținem minte rău, ne răzbunăm, suntem lacom, suntem răi, suntem orgolioși, suntem mândri, n-avem smerenie, n-avem lucrare, n-avem rugăciune. Ne place. Trei harisme ale sfințeniei. Mâncarea, somnul și odihna. V-am spus și vă repet. Sfinții moderni, dintre frigider și pat și televizor, nu vor fi trecuți în calendar. De aceea biserica, pentru cei necunoscuți, pentru cei neștiutori, pentru cei care noi i-am uitat sau ni se pare că i-am uitat, biserica i-a inclus astăzi în această sărbătoare, respectiv, vă repet titlul, a tuturor. Mii, sute, miliarde, noi nu știm. Sfinților români de aici și de pretutinde. Noi nu știm pe fața pământului unde s-au săvârșit sfinți. Dar le adresează această duminică și odată cu ea se consideră că sunt canonizați în Biserica Ortodoxă pentru că acatistul tuturor sfinților îi pomenește și pe cei cu nume și pe cei fără nume și pe cei cunoscuți și pe cei necunoscuți. Aceasta este învățătura la ziua de astăzi și aceasta am considerat eu că trebuie să vă spun și să nu cumva la judecată să dați răspuns. Și nu cumva la judecată să dați răspuns pentru ce? Pentru idolatrizarea preoților și nerespectarea poruncilor lui Dumnezeu. Vai, părințelul mi-a dat canon. Poate să-ți dea părințelul ce canoane vrea. Părințelul trebuie să-ți dea canoane în legitimitate cu Sfânta Scriptură, în legitimitate cu canonisirea ortodoxă din biserică și poate să-ți dea canon în virtutea canoanelor din cartea despovedit după păcatele primite. Deci, părințelul nu-ți poate da canoane de care vrea el și cum vrea el. Așa că cercetați, deschideți urechile, spune Mântuitorul, cine are urechi de auzit să le audă, cine are ochi de văzut să vadă, cine are minte să înțeleagă, că ce veți lega pe pământ în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh legat va fi. Adică în virtutea acestei învățături a treimii. Și tot ce veți dezlega pe pământ în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, aceea este dezlegat. Nu ce vrem noi și nu ce vreți voi. Voi puteți vrea toate și noi putem vrea toate, dar Dumnezeu vrea ce trebuie. Așa că cei care iau sfintele taine și să împărtășesc, să se cutremure cu sfială, să se cutremure cu evlavie, cel care n-a făcut rugăciunea când se duce acasă să o facă, cel care n-a postit o zi care mai trebuia postită să o postească, cel care a purtat ură să ierte, cel care a fost nervos să-i treacă, cel care a fost lacom să se potolească, cel care a fost mânios să uite, cel care ține minte rău să nu mai pizmuiască. Și în felul acesta, purtând voi cei tari neputința celor slabi, vom împlini legea lui Hristos. Amin. Să-i.